Bună ziua! Să zicem că ne putem dezvăța de stres. Dacă există ceva bun în legătură cu stresul, este acela că nimeni nu se naște în felul acesta. Nu cred că ați văzut vreodată bebeluși stresați. Toate reacțiile de stres sunt învățate de-a lungul vieții noastre ca rezultat al experienței și al condiționării. Iar dacă am învățat să reacționăm într-un anume mod caracterizat prin stres, cu siguranță că putem să învățăm să reacționăm în aceleași situații într-un mod mai constructiv și mai pozitiv. Consecință, stresul nu este în totalitate rău. Până la urmă, stresul reprezintă o parte inevitabilă a faptului că suntem în viață. Singurele persoane care nu suferă de stres sunt cele care sunt cazate în cimitir. Să spunem că stresul bun ne oferă energie, entuziasm, plăcere, interes față de ceea ce facem. Iar stresul rău ne face să ne simțim obosiți, iritați, nefericiți și de foarte multe ori să ne simțim copleșiți de munca pe care o desfășurăm. Cea mai bună metodă de a ne controla grijile ar fi, cum zice Brian Tracy, distrugătorul de griji. Ce trebuie să faceți? Unul la mână, definiți-vă clar și în scris obligatoriu situația care vă îngrijorează cel mai mult. Câteodată, atunci când scrieți în mod clar o expunere a problemei, soluția poate veni la fel de clar. Punctul numărul 2. Determinați care ar fi lucru cel mai rău care s-ar putea întâmpla în această situație și de cele mai multe ori descoperim că cel mai rău rezultat nu este chiar atât de rău și că foarte multe lucruri rele s-au derulat doar în mintea noastră. Adesea, prin însăși definirea lui în mod clar și prin faptul că îl considerăm ca o posibilitate, se reduce stresul și grijile asociate problemei care ne dă de furcă. Punctul numărul 3. Odată ce am determinat care este lucrul cel mai rău care se poate întâmpla, încercați să vă hotărâți, să îl acceptați în cazul în care totuși apare. Și odată ce ați hotărât că sunteți dispuși să acceptați, nu mai aveți pentru ce să vă îngrijorați, pentru că acceptarea la asta duce. Iar în al patrulea rând, începeți imediat să găsiți soluții, să lucrați în acest sens, pentru a micșora cel mai rău rezultat posibil, să dau 100% din potențialul meu pentru a rezolva problema respectivă. Bun. A doua cauză majoră a stresului și a negativității este lipsa unui sens sau a unui scop în viață. Este ca și cum nu am avea scopuri pentru care să ne dedicăm. Nu avem pentru ce să ne ridicăm din pat. Pentru ce mă duc? Care-i scopul pentru care eu mă ridic? Să zicem, scopul vieții mele. 80% dintre problemele și nefericirea pe care o trăim există datorită faptului că habar n-avem, încotro ne îndreptăm și ce anume dorim de la viața asta sau ce anume dorim să realizăm. Adesea, însuși actul de a selecta un scop major bine definit și de a începe să concepem un plan pentru realizarea lui, este de ajuns să ne scoată din această stare de negativitate pe care o simțim în absența unui scop. Gândiți-vă și oamenii care sunt în pușcării, care sunt închiși pe viață. Cineva, dacă nu ei înșiși nu reușesc să găsească resurse, trebuie să-i ajute să aibă un scop pentru care se trezesc dimineața. Cu atât mai mult noi, cei din partea cealaltă. Și există o zicală. Dacă nu ai o listă, atunci fă-ți una.